Acum am să vă arăt cam ce mănânc eu dimineața, înainte să plec la muncă. Am inclusiv chifle de hobărci. Sunt gata tercii. Iar acesta, dragii mei, este un mic dejun vegan, potrivit pentru a începe ziua. Mă bate rău de tot Illustratorul ăsta. Hai să vă arăt la ce lucrez. Am luat recent tableta asta grafică și lucrez la logo-ul ăsta. Adică am ideile, dar mi este foarte greu să le finalizez pentru că nu prea cunosc atât de bine programul. Dar ajung acolo, nu e problemă, ajung acolo. Este aproape ora 1, iar acum este momentul să încep să mă pregătesc să plec la skate shop. Plec la această oră pentru că nu mai are sens să deschid la ora 10, pentru că magazinul fizic este închis, lucrez doar pe online, așa că nu este nevoie să mă duc să stau cu orele uitându-mă pe pereți. Înainte să încep să mă îmbrac, să-mi pregătesc rucsacul, primul și primul lucru pe care îl fac să nu uit este să-mi semnez declarația pe propria răspundere. Cu data de astăzi. Și să bifez interes profesional. Acum că am declarația completată și semnată, totul este în regulă. Putem să începem. Pregătit. Pa, Bianca! Aici am parcat mașina. Da, probabil câțiva dintre voi vă întrebați de ce nu stau în casă sau de ce ies afară. Iar dacă nu știți, eu dețin un skate shop, skate shop-ul Neozentel. Nu este departe de unde locuiesc, este la vreo 5 minute de mers pe jos, dar ideea este că magazinul fizic este închis, dar lucrez încă pe online. Încă mai sunt comenzi online și trebuie să le onorez, pentru că nu le face nimeni pentru mine, iar asta este singura mea sursă de venit. Și de asta încă nu am închis magazinul să intru în șomaș tehnic. Pentru că șomajul tehnic nu ar fi acoperit oricum cheltuielile, cum ar fi cu chiria, contabilitatea și așa mai departe. Am uitat să menționez faptul că voi filma acest vlog în totalitate, aproape 99% cu GoPro-ul. Pentru că este mult mai simplu pentru mine, mult, mult mai simplu decât să folosesc camera mare. Deci e foarte ușor, ia uitați-vă cât de ușor fac acest vlog. Vedeți? Atât am nevoie. De bățul ăsta telescopic și de GoPro. Ia uitați cât de frumos am florit magnolia asta. E atât de frumos. Am început să înfrunzească și copacii. Parcă mai rău te oftică că nu poți să ieși. Casa asta îi place Biancăi. În stil franțuzesc. Păcat că nu o să ne putem permite niciodată. Pe lângă faptul că îți trebuie o tonă de bani să o renovezi dacă vrei să o faci ca lumea, este și zona foarte centrală. Și asta este drăguță. Se fix lângă ea. În ultima perioadă tot am avut discuții cu Bianca ca pe viitor să face cumva să ne mutăm la curte. Ne-am gândit noi mai bine și e mult mai ok să stai la curte, să ai un pic de teren, să poți să fac o
mini rampă, să torn un pic de beton, de ciment ca să pot să mă dau pe skate. Ia ca să-și fac o mini grădină, adică cred că e mult mai fain la curte, cred. Este mult mai fain la curte. Și primul lucru pe care îl fac atunci când deschid skate shop-ul, bine, în afară de faptul că aprind becurile, este să se deschid ușa, frate, pentru că se face un miros de la spray-urile astea de graffiti. Hai de capul meu. Așa că deschid mereu ușa asta. Mult mai bine. Gata, calculatorul a fost aprins, iar acum urmează să văd ce comenzi mi-au intrat. Iar astăzi am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 comenzi în așteptare. Să fiu sincer cu voi, de fel am cam 3 în această perioadă, 3, maxim 4 pe zi. Dar să văd că am 8 comenzi astăzi mă bucură foarte tare pentru că mă ajută enorm de mult. Mai ales că sunt doar pe online acolo, nu și fizic. Așa că următorul pas este să verific fiecare comandă parte și să scot din depozit sau dacă le am afișate, să le pun aici la mine pe birou, pe pupitru și să verific să fie tot un stoc. După care urmează să-i sun pentru confirmare telefonică. Gata, am pus totul deoparte. Acestea sunt comenzile pe care trebuie să le trimit astăzi. Astea trei tricouri, kendama asta și surpriză mare, două complete și două decuri. Dar știți care este faza? Arată destul de bine. Până când nu sunt toate confirmate telefonic, nu poți să spui gata, le-am pe astea sigur de dat astăzi. Și experiența de până acum îmi spune că cel puțin astăzi o persoană nu va răspunde la telefon pentru confirmare telefonică. De exemplu, ieri am avut o persoană care nu a răspuns telefonic pentru aceste comenzi de graffiti și stau aici deja a doua zi, până când nu răspunde la telefon să confirme, nu am cum să trimit. Iar alaltăieri am anulat două comenzi pentru că n-au răspuns la telefon pentru confirmare. Deci, eu ca și magazin micuț, micro-întreprindere, nu pot să-mi permit să trimit ca imagul fără să verific telefonic dacă persoana respectivă dorește într-adevăr coletul sau nu. Așa că fac un extra pas ca să le și confirm telefonic, să fiu sigur de ele. Acum, haideți să sunăm, să vedem care, cum, cine le dorește, cine nu le dorește. Bună ziua, vă sun în legătură cu o comandă făcută la noi pe site aseară de un tricou de la marca Thrasher, mărimea S. Perfect, este în stoc, expediem azi cu fan curierul spre dumneavoastră și a trebuit să ajungă mâine la destinație. Perfect, vă vor suna înainte de livrare. Mulțumim frumos, la revedere! Primul confirmat, haideți să continuăm. Gata, am terminat și de sunat și după cum v-am spus mai devreme, din cele 8 comenzi, 3 nu au răspuns, am doar 5 confirmate. Vedeți, nu este totul chiar atât de roz. Trebuie să muncești un pic să vezi ce și cum. Nu poți să le trimiți așa cu ochii închiși, apoi să speri că persoana respectivă îți va ridica comanda. Pentru că dacă nu ți-o va ridica, fan curierul te obligă să plătești acel transport dus întors. Dublu vei plăti. Și dacă stai să faci să trimiți în fiecare zi așa, să zicem că ai 5 comenzi din 5, 2 îți se întorc, unde ajungi dacă plătești tu transportul ăla? Românului încă este frică să comande cu cardul, din păcate. Acum că v-am predat de lecția de management, de business model, urmează să fac AVB-urile pe care urmează să le lipesc pe pachet și, bineînțeles, facturile pe care le voi băga în interiorul pachetului. Este un proces care durează în general undeva la vreo 5 minute de persoană. Cam 5 minute mi-a să fac și factura și AVB-ul. Și probabil încă vreo 2 minute, 3 minute să împachetez. Trebuie să mai semnez câteva autografe pentru plăcile de jos. Se duc destul de repede aceste autografe. Nu știu cum să țin. Nu știu cum să fac să țin. Ia, așa? Cred că e bine acum. Și mereu pun anul 2020. Gata, am terminat cu produsele, le-am aranjat frumos, le-am pus cum trebuie, le-am făcut factură și AVB la fiecare în parte, acestea sunt. Iar acum urmează să fac filmarea aceea cu telefonul pe story la Instagram, la Nose & Tail Skate Shop. Probabil știți deja că mă urmăriți acolo. Salutare, acestea sunt comenzile pentru ziua de astăzi. Avem trimis o placă completă Trix, un deck de la Toy Machine, unul de la Jard, două tricouri Thrasher și această kendama de la USA. Vă mulțumim frumos pentru toate aceste comenzi, le vom expedia astăzi cu fan curierul și vor ajunge cel mai probabil mâine la destinație. Stay safe! Așa fac în fiecare zi.
Și acum urmează să pun www.nozentel.ro și apoi voi o vedeți mai departe pe story de la Nozentel pe Instagram. Tricourile sunt cel mai ușor de împachetat, pentru că le pun într-o pungă standard Fan Courier și intră perfect. Prima oară bag tricoul, apoi factura, îl lipesc și urmează AVB-ul în acest pliculeț. Bam! Gata! Și comanda asta de tricou trasher este gata să plece din Slatina spre destinatar. Plăcile de skate au parte de sesiune foto înainte să le expediem. Dar probabil știți asta deja. Fac asta zi de zi, dacă am plăci de tenis, bineînțeles, și le pun pe story sau pe Instagram. Fac câteva poze și din diferite unghiuri. Unele portrait mode, altele normale. Acestea fiind decuri simple, vin automat cu grip tape din partea mea. Dar și autograf plus stickere. Acum o să postez pozele astea, ce părere aveți? O să le vedeți pe Instagram. Pentru ambalarea plăcilor folosesc niște cartoane pe care mi le-a dus taică-mă de la piață. Au fost niște stropitori. Le adun de acolo, de la piață, pentru că majoritatea le duc spre tomberon să le arunce și îl rog frumos să-mi păstreze și mie câteva. Și de fiecare dată când îmi aduce, eu le folosesc pentru împachetare. Le rup în două de aici. Așa, ceva de genul ăsta. Apoi întorc invers. Pun placa cât să fie pe mărimea potrivită. Apoi pun ce mai are, accesorii. Autograful, stickerele, bineînțeles să nu uităm factura, avem factura. Și acum stai să văd unde pun, să vă arăt cum fac treaba asta. Vreau să încerc, pur și simplu. Bun, și mai dau o dată. Gata. Și acum am înfășurat bine, urmează scotchul. După care îi dau jur împrejur și la capete. Așa folosesc eu aceste cartoane. Le refolosesc decât să le arunce. Mai bine le refolosesc eu aici, să trimit plăcile de skateboard. Din păcate, tatăl meu este acasă în șomaj tehnic. El avea o firmă cu articole de pescuit și din păcate l-au închis din cauza pandemiei. Așa că nu are cum să mă mai aducă cartoane, dar... vreau să-i mulțumesc pentru că de fiecare dată m-a ajutat și mi-a adunat cartoane. Și ultima oară chiar mi-a adus destul de multe. Ia uitați, deci să zicem că sunt asigurat pentru 2-3 luni de zile cu cartoane pentru ambalat plăcile. Așa că mersi mult, tata, pentru cartoane. Altfel eram nevoit să le cumpăr. Și probabil că v-ați dat seama deja că acesta este un business de familie. Nu o să mă îmbogățesc niciodată dintr-un skate shop, dar fac acest lucru din pasiune, cu multă dragoste, cu mare drag. Faptul că pot să vin aici zi de zi să împachetez plăci de skateboard, să fiu propriul șef. Gata, antena de împachetat tot. Și voi încerca să sun din nou persoanele care nu au răspuns pentru confirmare telefonică, poate reușesc să dau de ei acum. După care mai stau puțin, trebuie să vină curierul să le ridice, apoi plec acasă. Acum am observat că am placa lui Gonja. Pomadelul vechi. Și ieșe și din bambus. Să văd dacă mi-este un trick first try. Am aici un pic de concret. Să văd. Pot să pun GoPro aici? Cred că pot, așa. Nu știu dacă mai iese. Thank you.
ieșit. Mă simt puțin rigid, ruginit. Salutare! Sunt gata, da? Gata, am și un retur. Nu toată lumea ridică comenzile, din păcate. Am trimis coletele la Fan Courier. Acum pot spune că pot pleca acasă. Cam asta au fost orele de stat la mine la magazin. De pe la ora 1 până pe la ora 4, cam așa. Deci 3 ore. 3 ore, 3 ore jumate. Depinde de zi, depinde de zi. Câteodată vin și puțin mai devreme. Dar n-are sens să vin să stau foarte mult, pentru că sunt puține comenzi și pot să le fac repede. După aia stau degeaba. Când avem magazinul deschis, deschideam la ora 10 și stăteam până pe la ora 5, așa, cam așa, 4, jumate, 5. Vă iau pe asta. Bat placa. Am nevoie de ea pentru diseară, pentru că vreau să fac un live pe TikTok și am zis că vreau să o folosesc să fac un fel de tutorial pe viteza pe ăla. Avea 100 și ceva la oră în localitate. Așa că ziceam, vreau să fac un live pe TikTok în care asamblez o placă de freestyle de la zero și de asta am luat-o cu mine. O să o dezmembrez de seara. Și da. N-am pus bine asta. Așa. E așa frumos afară încât te oftici atât de tare că nu poți să ieși să te dai pe skate, frate. Atât de tare. Acum, imediat cum ajung acasă, o să mănânc ceva, pentru că Bianca mă așteaptă cu ceva gătit. După care, probabil o să stau puțin să mă joc. N-am intrat atât de vreme. Se pare că e de vreme? A venit mai devreme, fan curioasă.